Imagini de senzație într-o comună din județul Buzău. De ziua națională, în Cislău a fost organizată o defilare, dar pentru că nu erau prea mulți militari, autoritățile au scos la paradă ce au avut. Așa se face că la paradă au participat mașinile de salubritate ale localității, chiar și excavatorul primăriei, evident împodobită cu steaguri. Prin fața oamenilor au trecut și căruțe, călăreți și copiii școlii din localitate. În plus, muncitorii au fost puși să țină steagurile chiar în cupa excavatorului. Imaginile au fost filmate de un localnic și s-au viralizat rapid pe rețelele de socializare. Este în direct cu noi primarul localității, domnul Dumitru Mitroiu. Domnule primar, bună ziua! Sunt foarte curioasă să aflu ce gânduri ați avut? Ce ați vrut să faceți cu această defilare? Că de la parada militară în 1 decembrie până la ce am văzut la dumneavoastră, e ceva care să strânească cel puțin zâmbetul. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorul dumneavoastră. Da, într-adevăr, după unii așa se pare. Noi, în ceea ce ne privește, am avut parada militară, unde au defilat soldații unității militare 0710 Cislău, după care, ținând cont că anul acesta se împlinesc 100 de ani de la înființarea Hercheliei Cislău, am considerat că e caz să scoatem și câțiva cai, după care, bineînțeles, am avut serviciul situație de urgență. Că au fost și mașini de la salubritate, asta e o mândrie a noastră a localității, pentru că acest serviciu deservește practic vreo 10 localități pe Valea Buzăului și scapă pe toți de multă mizerie. Nu știu de ce, să zicem că ar fi zâmbete și alte, pentru că așa am considerat noi. Iar cu Hergelia, când spunem Hergelia Cislău, pur sângele englez, zicem Cislău. Ne bucurăm cu Hergelia. Eu vă înțeleg. Adică aș înțelege până și pe prezența excavatorului, dacă n-ar fi așa o... Face parte. Tot din serviciul de situații de urgență. Cumpărat prin program pentru așa ceva. Domnul primar, e o imagine cu... privită cu mult respect cea paradei militare, fie că a fost cea de la București, fie că a fost cea de la Alba Iulia. Acum mă gândesc că ați riscat să aruncați în derizoriu așa ideea de defilare. Eu înțeleg defilarea militară a fost defilarea militară, după care a urmat parada acestor oameni, zici dumneavoastră, de la Isus și Hergelia Cislău. Vreau să vă spun că la Hergelia Cislău am fost foarte mândru să văd în fața celor de la Hergelie, pe Gaboș Bela, un român de naționalitate maghiară care a sărbătorit cu noi Ziua Națională, centenar 2018. Eu să știți că am fost mândru de asta. Oamenii chiar dacă din fost... localitate mândri și ei s-au bucurat? Să știți că sunt foarte mândri, dar ce nu se vede aici, terminarea nu s-a dat, bineînțeles, încheierea, defilarea cu torți a unității militare când i-am lăsat, într-adevăr, pe dânsii. Iar noi, practic, nu m-am susținut pe laterale cu cei de la situații de urgență cu torțe. Ați ținut-o până noaptea, să înțeleg? Că... Deci până la ora 18. De aceea a fost un spectacol, un calendar. Am avut multe, multe, multe de transmis. Cei care au fost de față, chiar nu numai din Cislău, să știți că le-a plăcut. Mai puțin, cu toate că îi deservești, haide să zicem, mașinile de la salubrizare. Ne bucurăm cu ele. 10 ani au împlinit și ei astăzi, anul acesta. De când lucrează pe Valea Buzăului și a scăpat de multă mizerie. Toată Valea Buzăului, să știți că colaborează cu noi. Ce altă firmă nu există pe Valea Buzău și bineînțeles că e a primăriei Cislău, nu a cuiva. Și mașinile, și v-am spus. Ce să zic, sunt tot, inclusiv acest bol de excavator care e luat pentru ISU. Ce să zic, domnule primar, dacă într-adevăr te gândești câtă nevoie de un serviciu de salubritate în atâtea localități din România, până la urmă, dacă oamenii s-au bucurat, au apreciat, să fie cum spuneți dumneavoastră, vă mulțumesc.